care se găsește în Evanghelia după Luca, la capitolul 23, început de la versetul 6. Vom citi 4 versete. 1021, pagina Scriptură. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă, din pricina celor auzite despre el. Și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Vă rog să ocupați loc. Dacă ți-ai propus împreună cu noi ca săptămâna aceasta să mergi pe urmele Domnului Iisus din Săptămâna Mare, atunci probabil că știi deja că astăzi este ziua vaiurilor. Vaiurilor. Sunt două feluri de bici. Există un bici pe care el l-a luat ieri în mână. Cu biciul acesta a lovit în dreapta și în stânga, răsturnând mesele schimbătorilor de bani și strigând durerea sufletului lui de a vedea locul de închinare altceva decât trebuia să fie. Astăzi Domnul Iisus Hristos a luat biciul acesta material, fizic. A luat biciul cuvântului lui Dumnezeu. Și vorbind, a rostit de 7 ori cuvântul vai de voi. Împreună cu Domnul Iisus Hristos, în biciul acesta al cuvintelor, era și Ieremia, era și Isaia, era și Maleahi, prorocii ai Vechiului Testament. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, un lucru pe care l-am înțeles în viață. Nu vreau să aștept ziua în care Iisus Hristos să mă atingă cu biciul cuvintelor Sfinte. Ca să nu mai spun că nu-mi doresc absolut deloc să mă întâlnesc cu biciul Lui, care să lase și urme. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care în fiecare zi a vieții noastre ne-a învățat să ne schimbăm. Biblia este locul cuvintelor sfinte care ne învață să trăim în așa fel încât să ne fie bine și să avem o viață fericită. Iubiții Domnului, când noi nu ținem cont de cuvintele lui Dumnezeu, atunci s-ar putea ca ele să devină un bici care să vâjie prin aer și să se lase cu urme. Nu știu cât ați auzit de efrostrat. Ați auzit vreunul de efrostrat? Nu. Dar nici nu trebuie. Este un grec obscur din Efes. Omul acesta a avut o sete nebună de a fi în timpul lui cunoscut. Timpul în care a trăit el undeva pe la 350, s-a născut undeva prin 340, era un timp caracterizat prin faptul că mari oameni s-au ridicat în vremea aceea. Matematicieni, oameni care au fost cunoscuți și au devenit celebri. Rost de gândul acesta că trebuie să devină și el celebru, și ce a făcut? A dat foc templului din Efes. Deci efrostrat este omul care a dat foc templului din Efes. Una dintre cele 7 minuni ale lumii. Au dat un edict cei din Efes și au zis în felul următor: niciodată numele lui să nu fie pomenit. Deci în edictul efesenilor n-aveai voie să pronunți cuvântul efrostrat. Pentru că aduseseră cea mai gravă atingere lor. Este sinonim cuvântul acesta cu dorința de a reuși în viață cu orice preț. Când spui efrostrat, spui omul care a dat foc unui templu numai din dorința de a ajunge faimos și cunoscut. Trăim astăzi vremuri, dragii mei, în care folosim pe un post de combustibil, de kerosen, dacă vreți, folosim cuvintele. Se încing blogosferele, s-au încins ziarele, s-au încins forumurile
Și toți, într-o goană fantastic de mare, dorim să fim cunoscuți, să spunem tot ce știm, să ne dăm cu părerea asupra oricărui lucru. Dacă ne-a reușit ceva, trebuie să știe toată lumea. Dacă ai luat în sfârșit 5 la matematică și ai trecut, trebuie să știe tot internetul. Dacă ți-a dat o dregă de șosete noi, trebuie să știe toți vecinii. Dacă ai reușit și tu ceva în viață, trebuie să cunoască tot. Nu mai spun ce se întâmplă dacă iei tu doctoratul. Orice s-ar întâmpla în lumea aceasta astăzi, oamenii sunt într-o goană nebună de a incendia cuvintele. Și uitați-vă dumneavoastră ce gen de cuvinte se nasc în timpul nostru. Mi-am notat pentru voi câteva tipare ale oamenilor cu care m-am întâlnit și pe care i-am văzut în zilele acestea. Amuzantul este cu glumițe, istorioare în doi perii, grimase mucalite, tachinează și în final enervează pe toți. Din glumă în glumă, din glumă în glumă, dau în tristețe. Dacă stau lângă cineva care tot timpul glumește, într-un final mă întristez. Am văzut de asemenea pe omul competent. Ăsta este genul știe tot. El ascultă vag, cu nerăbdare, ca să termin tunerozile tale. Intervine decisiv, cu aplomb. Este un om care totdeauna dă sentințe, este autoritar, este enciclopedic. El este omul care trece cu ușurință de la agricultură la teologie, pentru că el cunoaște toate domeniile, dă lecții taților, miniștrilor, mamelor, tineretului besmetic. El are pentru toți o soluție. Problema lui este că nu-l ascultă nimeni. Asta se întâmplă cu competentul. Mai există constructivul, mi-am numit eu constructivul, este omul care, el înțelege repede, are propuneri practice, el niciodată nu vede un obstacol, dacă e o problemă, el zice că de fapt este o melancolie trecătoare, vrea fericirea tuturor, vrea să te ajute chiar dacă nu-ți dorești și îți va spune mereu un lucru de genul ăsta. Frate, ca să faci omletă, trebuie să spargi ouăle. Deci ăsta este tiparul de vorbire a acestui gen. Mai este genul popular, cel care se coboară la nivelul tuturor. Dacă e nevoie, îți zice tușică, bade, măi omule. Vorbirea lui era așa un iz de opincă, dar el este om popular, el este omul care vorbește în așa fel încât să-l înțeleagă toți. Este de asemenea opus genul cult. Ați auzit genul cult? Genul cult este genul care nu vorbește niciodată fără să nu citeze ceva din Kant. El știe totdeauna aforisme, el este un fel de dicționar ambulant, el le cunoaște, întotdeauna are o precizie în cuvintele lui, chiar dacă câteodată cuvintele lui sunt indeșifrabile. Este ca și cum aș spune eu în anumite situații, dumneavoastră aveți o privire hirsută. Da. Bun, este extraordinar de bine faptul că putem vorbi. Există, dacă vreți, dragii mei, și genul diplomat, l-am întâlnit în discuții, are perorații fără conținut explicit, subînțelesul fără înțeles. Subînțelesul fără înțeles și de multe ori are o coregrafie solemnă și vorbește în stil de instituție. Ați auzit instituțiile vorbind? Diplomații sunt o instituție. Ce ar mai fi? Predicatorul. Pare cum vorbește predicatorul. De ceartă. E întotdeauna sumbru, vorbește apocaliptic, nu te uita la mine, Cornel. Totdeauna îți vorbește în pilde, el nu poate greși, nu poate să intervii, nu poate fi contrazis și vorbește de multe ori în clișee. Ne-am adunat astăzi aici, mă bucur că sunt în mijlocul vostru, predicatorul, ați auzit predicatorul. Mai este și logoreicul, dacă ați auzit de logoreic, când vorbește, zici că e în transă, nu se mai oprește, te dizolvă în torentul de cuvinte, ridică glasul, se ridică în picioare spasmotic, are derapaje, divagații, deschide ferestre până când răcești cu totul. Mai este genul familiar. How are you? Două pe spate. El este tipul cool, tot timpul este cu un cuvânt americanesc, îl are la îndemână. El este smart, funny și trendy. Și totdeauna îți va spune ce mai faci, măi. Nu știu. Vreau să închei cu un proverb care... Deci am făcut un pic de incursiune în genul de vorbire a timpului nostru ca să înțelegem puțin unde ne aflăm noi.
Este un proverb chinezesc care îmi place și spune așa: dacă astăzi n-ai o orbă bună pentru nimeni, nu-ți deschide prăvălia. Dacă astăzi n-ai o orbă bună, nu-ți deschide prăvălia, că nu o să-ți cumpere nimeni absolut nicio marfă de la prăvălia ta dacă nu găsești o orbă bună. Mi-aș dori din toată inima, dragii mei, dacă n-avem o orbă bună de spus, mai degrabă să lăsăm prăvălia închisă, adică să învățăm tăcerea. O să vi se pară poate neașteptat și pe alocuri ciudat, dar aș vrea să vă spun că tăcerea este un test mai mare al credinței decât faptul de a vorbi. Și aș vrea astăzi, dragii mei, să vă spun că tăcerea, cum spunea Confucius, este prietenul care nu te trădează niciodată. Ia vorbiți voi și o să vedeți că vă trădează vorbirea. Despre Petru se spunea, până și vorbirea îl trădează, că este a lui Iisus. Deschis gura, eu am venit în București. Când am venit în București, prima dată, păi nici nu trebuia să arăt buletinul. Când am zis, pe unde-i facultatea, că toată lumea au știut de unde vin eu. Și au zis, du-te pe șendru. Vorbirea te dă de gol. Vorbirea trădează locul de unde vii. Vorbirea s-ar putea să fie uneori nu un prieten, s-ar putea să fie un dușman. Există o vorbă care spune, dacă tăceai, filozof rămâneai. Acum nu că mi-aș dori să fiu filozof, dar nu ca să trec drept filozof. Sau spunea cineva, tăcerea e de aur. Tăcerea e de aur. Ce nu este tăcerea, foarte pe scurt, pentru că în seara aceasta nu vreau să vorbesc mai mult de o oră. Ce ziceam, logorei? Da. Deci, în primul rând, dragii mei, tăcerea nu-i muțenie. Și aș vrea să vă aduc un cuvânt duhovnicesc, Psalmul 32 cu 4, unde David, Domnul Dumnezeu, spunea, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele. Adică, să taci pentru că ești vinovat, nu-i dovadă de tăcere înțeleaptă. Cele mai mari tragedii în viața oamenilor le-am văzut pentru că au tăcut când trebuiau să vorbească și au vorbit când trebuiau să tacă. Pentru că în momentul în care tu ții în inima ta lucruri care nu sunt bune și nu le împărtășești nimănui, tu nu vei ieși din ele. Sunt oameni care în seara aceasta sunt apăsați de vinovății adânci și aleg să nu vorbească despre ele, pentru că, pe de o parte, n-au curajul să se împărtășească cuiva de frică, pentru că de multe ori ținem la imaginea noastră și n-am vrea să știe că noi, de fapt, suntem altcineva decât oamenii au înțeles că suntem, și tăcem. Tăcerea aceasta, dragii mei, ne usucă pe dinăuntru și să vă spun un lucru. Nu este un eufemism și nu este o metaforă. Cât de vreme am tăcut, mi se topeau oasele, este vorba despre o îmbolnăvire a oaselor. Există anumite boli de oase și în momentul în care ții în tine vinovăția și devii un om care te ascunzi de toți, începi să ai reacții de boală pur și simplu. Și aș vrea în seara aceasta să înțelegem că, de fapt, mărturisirea, venirea înaintea lui Dumnezeu, nu este doar sănătatea sufletului, ci este și sănătatea, nu este sănătatea sufletului numai, ci și sănătatea trupului. N-ați vrea voi să dormim liniștiți? Să ne trezim liniștiți? Doamne ajută-ne! De asemenea, există o muțenie când pur și simplu nu mai ai ce să faci. În Ioan 8, în capitolul 8, în versetul 3, în mod deosebit, spune că au adus o femeie pe care au prins-o pe când săvârșea prea curvie. Și atunci când au adus-o, ce să mai spui când te-a prins cu mânța în sac și mai face și miau cu mânța? Nu mai ce să spui. Există momente în viață când nu-i tăcere bună aceea în care pur și simplu nu mai ai ce să spui. Păi nu te-am dovedit noi că ești un om cum nu trebuie. Această tăcere, dragii mei, care se întâmplă să o avem atunci când în viață, pur și simplu, realitatea ne arată măsura ceea ce suntem. Ce să mai spui? Nu mai poți, nu? E ca și cum ai spune, nu, tu ești plin de dulceață pe mâini, la gură și nu am mâncat dulceață. Nu. Deci eu asta am făcut-o când eram mică, de stupid eram, deci să știți lucrul ăsta. Se poate uneori să existe o tăcere care iar nu-i place Dumnezeu, Psalmul 58 cu 1 spune, tăcând, oare tăcând faceți voi dreptate? Păi dacă știi că omul acela nu-i vinovat, dacă știi că omul acela n-a greșit, de ce nu iei apărare? De ce nu te ridici să spui, n-a făcut lucrul ăsta? Pe de altă parte, dacă știi că omul acela a făcut un rău mare,
Și că omul acela este un om care tace și face lucruri rele. De ce nu te ridici să spui lucrul ăsta? Vedeți că suntem un neam de lași. Ne merităm soarta pe care o avem. Nici despre noi înșine nu spunem și nici cu privire la altul nu spunem. Ne facem că nu vedem. Nu băgăm în seamă, nu vedem și asta este o tăcere vinovată. Dumnezeu din cer nu vrea să avem acest gen de tăcere. Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să vorbim cu Duhul blândeții, cu dragoste. Dar Dumnezeu vrea să vorbim. Să spunem lucruri pe nume. Dacă nu-i bine, nu-i bine. Și dacă e bine, lăudați să fie Domnul că e bine. De asemenea, în 1 Petru 3:15 se spune în felul următor. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Și în privința aceasta, tăcerea este iar o tăcere vinovată. Pentru că vine cineva la tine, spune mâna în piept și spune, mă, tu ai venit în seara asta cu niște invitați, tu ești într-un partid, ia spune, tu ești pocăit? Da, sunt pocăit. Eu acum am dat un exemplu practic. În seara asta avem pe cineva de la partid. Dar nu de la partid. Așa, cu pâma. Era un partid, cu pâmic. Da? Adică, vreau să vă spun, dragii mei, că dacă la locul de muncă, la școală unde ești tu, nu dați socoteală de nădejdea care este în voi, asta nu înseamnă să te lauzi, dar eu vreau să spun cu bucurie, mi se întâmplă ceva bun. Am o idee bună, am o realizare, oarecare acolo. Și atunci oamenii se uită spre mine cu bucurie și cu inimibie. Dar cum să zicem că cu bucurie? Atunci eu mă ridic și spun, slăvit să fie Dumnezeu care m-a învățat pe mine să fac lucrul ăsta. Amin? Nu-i bun lucrul ăsta? Deci dacă oamenii vă cer socoteală de credința care este voi, vă rog în numele Lui Iisus, uitați înapoi, spuneți, da, eu sunt pocăită de 40 de ani și mi-a mers bine, lăudat să fie Domnul. Și așa să ne ajute Domnul Dumnezeu să putem da socoteală. Aici aș vrea să vă mai spun un lucru, dragii mei, că este important. Dar începișor. Nu tăcerea încăpățânată. Asta nu-i tăcere. Deci știi cum e tăcerea încăpățânată? Te urzic. Așa te urzic cu tăcerea mea sau e ca un bol din ăla pe care ți-l bagă în coaste. Deci, ce faci? Tac. Tu taci. Hai mă, spune-mi eu. Deci, tăcerea ca o urzică. Să știți că se întâmplă lucrul ăsta. Am văzut oameni care sancționează prin tăcere. Tăcere, tăcere. Sunt încăpățânați, pun lacătul, cifrul, nu știu decât ei. Oricât te străduiești obietul de tine, nu scoți o vorbă. Când auzi o vorbă de la ei, victorie! Am văzut soții care își pedepsesc soții tăcând. O să spuneți, unde e frate atât de, mă? De ce ne pedepsesc vorbind? Nu! Sunt și soții care muțesc, tac, pur și simplu nu mai spun nimic. De asemenea, aș vrea să vă spun, dragii mei, să n-aveți tăceri în viață pentru că se-ți o foaie goală. E bună tăcerea, dar și cuvintele au rostul lor. O să vă dau eu o carte acum și în cartea aceea sunt firma file goale. O să spuneți, păi ce asta nu-i păcăleală? Deci nu tăcerea când avem ce spune, prieten. Nu-i tăcere când nu ai ce spune. Nu-i tăcere când ești o filă goală pe care nimeni nu poate, sau nimeni nu poate să citească nimic. Aia nu e o tăcere bună. Pentru că noi trebuie să fim oameni care să adunăm în noi cuvinte și să avem în noi lucrurile lui Dumnezeu. Să fim mai valoroși, educați și să alegem să tăcem. Este un lucru diferit să ai ce spune și să nu o faci, decât să n-ai ce spune și atunci taci. Atunci este o lecție de umilință în viață. Și aș vrea în privința aceasta Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vă spuneam eu așa și Nemina martoră, că într-un martoră, nu ești martoră, sau martor, că mie în facultate mi se spunea butonașul. O să spuneți butonașul, da, butonașul. Mi-a dat o regla aceasta profesorul de drept roman. Deci am unul, în grupa numărul 1, apeși pe buton și spune tot ce vrei de la materia aceasta. Mi s-a părut un lucru interesant. Chiar nu m-am supărat că m-a făcut butonaș. Bine că nu m-a făcut fermoar. Deci asta, deci nu scos nimic de la el. Mai bine butonaș decât fermoar. Te întreabă cineva ceva, nu știi, tu nu știi nimic. Tu ești o foaie albă. Nu, asta nu e o tăcere bună. De asemenea, aș vrea să vă spun, dragii mei, că există o tăcere a unor oameni care pur și simplu dezamăgiți de viață, nu mai vor să pronunțe anumite cuvinte. Sunt oameni cu care stau de vorbă să-și spun să nu mai îmi pronunț cuvântul prietenie, eu nu mai cred în așa ceva. Să nu mai îmi pronunț cuvântul iubire, eu nu mai cred în așa ceva. Să nu mai pronunț cuvântul fericire, eu nu mai cred în așa ceva. Și tăcerea aceasta este o tăcere pe care mă rog în această seară să o vindece Dumnezeu. Sunt oameni care pur și simplu nu mai cred în cuvintele acestea. Sunt mame care nu mai cred în promisiunile copiilor. Sunt soții care nu mai cred în promisiunea soților. Sunt oameni care nu mai cred în cuvântul prietenilor. Nu mai îmi spune. Vine cineva la spune, vine cineva la tine și spune, poți să-mi dai și mie un împrumut? Nu mai îmi vorbi despre lucrul ăsta, că e a 7-a oară când nu mi-aduci banii.
Ați înțeles? Sunt oameni care pur și simplu refuză să mai vorbească. Există și o tăcere traumatică. Ați auzit dumneavoastră că se spune la un moment dat că cineva a spart tăcerea. Există în viața omului evenimente pe care numai Dumnezeu le știe. Acumulăm o serie de evenimente cu tot felul de dureri. Și la un moment dat, vreau să vă spun un lucru, dragii mei, mă rog în seara aceasta să sufle un vânt de primăvară. Spargă tăcerea aceasta, pentru că tăcând nu vă veți face bine. Sunt dureri pe care le-am strâns în sufletul nostru. Și tăcerea aceasta, cred că ca o crustă de gheață, nu mai permite vieții să se arate. Vreau să vă spun un singur lucru. Unde e gheață, nu-i verdeață. Și aș dori în toată inima să vă facă Dumnezeu o pajiște verde. Să ne facă Dumnezeu o pășune. Ajută-ne, Doamne! Ce este atunci tăcerea? Haideți să vedem ce este tăcerea. Eu am numit tăcerea în felul următor. Tăcerea este o pauză între cuvinte ca să te gândești mai bine ce vrei să spui. Este o pauză între cuvinte ca să poți să-l asculți pe cel de lângă tine. Este o pauză între cuvinte ca să capeți o inimă care să simtă cu cel de lângă tine. Tăcerea nu este o muțenie și tăcerea nu este o vinovăție. Tăcerea nu este o filă albă. Tăcerea nu este o pană de curent la minte. Tăcerea nu este o lipsă a bogăției interioare. Tăcerea este o pauză între cuvinte ca să te înțeleg mai bine. O pauză între cuvinte ca să pot să simt mai bine sufletul tău. O pauză între cuvinte ca să mă uit în ochii tăi și să-mi dau seama că tu vorbești cu mine și eu să-ți transmit că de fapt te ascult. Cei mai mulți oameni vorbesc, n-ascultă. Cei mai mulți oameni doresc să fie ascultați, nu să asculte. Cei mai mulți oameni doresc să simtă cineva cu ei, cu durerea lor, dar ei nu-și fac timp. De ce? Pentru că suntem logoreici. Și din nefericire, asta este problema noastră. Este bine să faci și să ai acest exercițiu al tăcerii. Deci puteți să vă spuneți, tăcerea nu este o muțenie, ci o pauză între cuvinte ca să te pricep mai bine. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne la acestea. Iată ce spunea într-o poezie pe care am selectat-o pentru voi. Minulescu, ascultă, privește și taci. Ascultă să înveți să vorbești. Privește să înveți să clădești. Și taci să înțelegi ce să faci. Ascultă, privește și taci. Iar când cu ochii spre cer te întrebi ce ai putea să mai faci, ascultă, privește și taci. Din brațe fă-ți aripi de fier și zboară cu ele spre cer. Minulescu, porunca 11. Deci, ascultă, privește și taci. Sau taci ascultând, privind, înțelegând, simțind, și apoi să vorbești. Amin. Amin. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că există oameni care tac fiindcă vor să găsească ceva mai puternic decât cuvintele. Sunt oameni care tac pentru că vor să găsească ceva mai puternic decât cuvintele. Și să vă spun un lucru. Pe măsură ce vorbești, te descarci ca o baterie. Fie Duracell, fie ce vrei, te descarci. Pe măsură ce taci, te încarci. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți acest lucru în inimile voastre. Când stați în pat, apoi tăceți. Psalmul 4 cu versetul 5. Spune în inima ta anumite cuvinte, rostește-le cu voce tare, ascultă-le în inima ta și taci. Spune în felul următor, ajută-mă, Doamne, să fiu pocăit. Taci. După ce să le auzi în inima ta și după ce le-ai auzit în inima ta, ele îți vor da putere. Cu cât vom vorbi mai puțin pe pământul acesta în afară și vom vorbi mai mult în lăuntru, veți băga de seamă că ne crește puterea, nu scade. Sunt oameni care pur și simplu numai au timp de acumulare. Tăcerea înaintea lui Dumnezeu, nu tăcerea înaintea oamenilor, tăcerea vinovată, că nu știi, te-am prins a 10-a oară că nu ți-ai învățat lecția. Doamne, eu tac că-s smerit. Nu ești smerit, ești un umilit. Ați înțeles diferența, da? Deci tac pentru că vreau să acumulez putere. Există de asemenea, dragii mei, tăcerea trebuie să fie un dialog în care să se auzi sufletul. Pentru că de cele mai multe ori când noi vorbim, oamenii ne aud dacă ne aud, noi îi auzim dacă îi auzim, dar cea mai mare problemă este că atunci când tăcem, de fapt lucru benefic este că atunci când tăcem,
De multe ori ești din lăuntru, începe să vorbească cineva. Și acela este sufletul nostru. Începe ușor, ușor, ușor. Dacă nu potoliți copilul, îl iau și plec cu el acasă. Mai ales dacă e băiat. E băiat? Bun. Spuneam că este un dialog în care să-ți auzi sufletul. Dar lucrul acesta, dragii mei, aș vrea să aibă o mențiune. Deci, să poți să-ți auzi sufletul, dar să nu-ți auzi doar sufletul. Adică nu poți să te ai doar pe tine ca învățător. Să-ți înțelegeți lucrul ăsta. Deci eu stau și meditez și eu sunt și învățătorul meu. Când cugeți, spune Biblia în felul următor, să cugeți la legea lui Dumnezeu. Adică să stai cu Biblia aia în mână, citești, taci. Citești, taci. Nu te auzi pe tine, taci. Te auzi pe tine, taci. Că spunea cineva și îmi place cuvântul ăsta, cine se are doar pe sine însuși ca învățător, are de învățător un prost. În Matei 15:23, dragii mei, se spune un lucru și aș vrea să-l înțelegeți. În Matei 15:23, vine o femeie de origine sirofeniciană după Domnul Iisus Hristos, strigă la Domnul Iisus Hristos și spune, fica mea este muncită rău de un demon, de un drac, un diagnostic teribil. Și Domnul Iisus Hristos, nu știu, eu credeam că în secunda numărul 1 se duce o mânghie și spune, ai venit unde trebuie, n-ai nicio grijă, tu ești o mamă necăjită, eu sunt aici ca să te ajut. Domnul Iisus Hristos tace și nu spune absolut nimic. Femeia insistă într-un mod repetat și a stat de multe ori și m-am gândit, de ce? Pentru că în momentul în care noi ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea ceva și Dumnezeu tace, ești obligat să te uiți în lăuntru tău. Ești obligat să te întrebi de ce tace Dumnezeu, ești obligat să-ți vezi faptele tale, ești obligat să vorbești cu tine însuți, pentru că imediat când Dumnezeu nu-ți dă un lucru ca și răspuns la rugăciune, prima întrebare este, nu cumva sunt eu vinovat, nu cumva sunt într-o poziție greșită, nu cumva sufletul meu nu-i bine înaintea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu tace, te obligă să vorbești cu tine însuți. Și este foarte important să vorbești cu sufletul tău. Spune-mi da, salmistul următor, pentru ce ești mâhnit și gem în lăuntru suflete al meu. Cu cine este el de vorbă? Cu sufletul lui. Să aveți acest dialog și vă va fi bine. Doamne ajută! Aș vrea de asemenea să înțelegeți un lucru. Există o tăcere a înțeleptului. În Amos 5:13 se spune așa, că în vremuri rele, în vremuri grele, înțeleptul trebuie să tacă. Tot soiul de specialiști ies și ne spun nouă ce să facem în vremuri grele. Faceți asta, faceți asta. Dacă vă luați după toți, voi nu mai trăiți niciodată. În vremuri rele, înțeleptul tace. V-a spus o dată întrebarea de ce? Pentru că în vremurile rele, înțeleptul tace, fiindcă nu-s multe de spus. Când au venit cei trei prieteni la Iov și au văzut vremea rea în care se află, au început mai întâi de toate cu o tăcere. De câte zile? De 7. Vă garantez că dacă până la sfârșit tăceau, erau binecuvântați întru totul. Iată de ce tăcerea este un prieten care nu te trădează niciodată. Tăcerea, vreau să vă spun că există o tăcere pe care ar trebui să o exersăm, să o avem. Există o tăcere pe care Biblia o spune în Apocalipsa 8:1, că a fost în cer o tăcere de jumătate de ceas. Ca să o înțelegeți, să citiți în Apocalipsa 5:1-14, ia puneți voi versetul când dormiți acolo. Puneți versetele astea, vă rog frumos, Apocalipsa 5:1-14. Chiar mi-am scris aici că e de citit și aș vrea să citim acest pasaj frumos. 5:1, bravo! Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecelită cu 7 peceți. Adică. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, cine este vrednic să deschidă cartea și să rupă pecețele? Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul dintre bătrâni mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Când există în viață confruntări, când există în viață anumite situații, trebuie să avem această tăcere de a recunoaște că alții sunt mai buni decât noi. Trebuie să avem în viață această tăcere de a recunoaște că sunt oameni mai hăruiți de Dumnezeu. Trebuie să avem decența ca în preajma lor să tăcem. Pentru că dacă la un moment dat deschizi gura în prezența unor oameni care sunt cu mult mai binecuvântați decât tine, te faci de râs.
Cine a zis poate să întrerupă această tăcere? Cine poate să deschidă această carte? Cine este vrednic? Acolo erau heruvim, erau serafim, erau îngeri, acolo erau bătrânii. Nimeni n-a îndrăznit pentru că știa că n-are vrednicia afară de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și în fața acestui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să taci. Și în fața oamenilor care sunt competenți, și în fața oamenilor care sunt mai dăruiți, să ai decența să taci. Să nu vorbim degeaba, nu? Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Sunt oameni în preajma cărora ai face bine să taci. De ce? Ca să iei, să poți să înveți mai mult. Pentru că tot timpul vorbești în preajma unor oameni mari, tu nu o să mai ai timp să înveți niciodată. De asemenea, dragii mei, aș vrea să vă spun că există o tăcere a oamenilor care s-au impus în viață prin competența lor. Și am să vă dau un exemplu în Fapte 23, se spune în felul următor, că Pavel a ajuns într-o corabie. Corabia a plecat spre Roma. El a zis, nu plecați din acest golf al limanurilor bune. N-au ținut cont. Și eu crezut că sunt stăpân pe corabie și spune Biblia că a pornit un vânt numit Eurachilion și că în momentul acela toți și-au pierdut speranța, au aruncat tot din navă, nu mai aveau, spuneau că nici, nu mai era nici soare, nu mai erau nici stele pe cer, oamenii erau deprimați și în momentul acela se ridică Pavel și spune, și spune așa, Pavel a zis. Pavel a zis. Adică în mijlocul nenorocirii s-a ridicat unul și a zis, un înger al Dumnezeului căruia eu îi slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a spus că nimeni nu va fi nimeni nu va muri. Nu va fi nicio pierdere în afară de pierderea corăbiei. S-a ridicat acest om și a vorbit de ce? Pentru că mai înainte să vorbească el, a stat de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat o soluție. Vreți să vorbiți în viață? Vreți să fiți ascultați? Veniți cu lucruri valoroase. Dacă vreți în viață ca dumneavoastră să aveți biruință, dacă vreți ca oamenii să vă audă, dacă vreți ca oamenii să se uite la dumneavoastră și să primească ceea ce spuneți dumneavoastră, fiți oameni ai competenței și ai excelenței. Fiți oameni care să vorbiți cu Dumnezeu. Nu mai spuneți din lucrurile verzi și uscate pe care ați auzit la alții. Nu dați soluții din acestea care sunt infantile. Nu vorbiți așa de la suprafață. Gândiți. Și dacă ați gândit acea situație, mai gândiți-o odată. Și apoi stați de vorbă cu Dumnezeu. Nu spuneți ce credeți voi. Experiența nu-i totul în viață. Când s-a dus robul lui Dumnezeu Samuel să îl ungă pe fiul lui David, pe unul dintre fiii lui David, s-a uitat și a zis, acesta este negreșit unsul Domnului. E înalt, frumos, ce știu eu? Și Dumnezeu i-a zis, tu zice, în baza experienței anterioare ai făcut judecata. Pentru că Saul era mai înalt cu un cap decât toți cei din neamul lui, din generația aceea. Și el bizuindu-se pe faptul că Dumnezeu a ales pe cineva mai înainte, fiindcă era înalt și frumos, a zis, acesta este unsul. Dumnezeu a spus, nu, tu te uiți la ceea ce izbește privirea, dar eu Dumnezeu cunosc inima omului. Să nu vorbiți pur și simplu, fiindcă aveți o experiență religioasă, ci căutați de fiecare dată să vă încredințați că vorbele pe care le spuneți sunt unse de Duhul lui Dumnezeu, sunt drese cu sare, vin din inima lui Dumnezeu. Pentru că Pavel s-a ridicat și a zis, putea să spună așa, nu v-am zis eu vouă, bine vă face acum vouă Dumnezeu, sigur că eu voi scăpa, că sunt unsul lui Dumnezeu. Și eu v-am spus să nu ridicați armura, v-am spus să... Nu, s-a dus, s-a rugat și a zis, vreau să vă spun ceva, oameni buni, e atât de micșorat Dumnezeu și atât de multă dezonoare aducem lui Dumnezeu prin clișeele noastre verbale. Dumnezeu să ne ajute să avem un izvor proaspăt în inimă. De fiecare dată să venim cu lucruri adânci din inima lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are cuvinte de complezență. Dumnezeu nu este banal. Dumnezeu nu este insignifiant. Dumnezeu este întotdeauna măreție, înțelepciune și profunzime. Și va trebui să te duci și să iei din Dumnezeu. Va trebui să mergi și să iei din Dumnezeu. Tăcerea, dragii mei, există o tăcere a omului smerit, tăcerea, dacă vreți, a smereniei. Au venit prorocii la Elisei, spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Împărați 2, începând cu versetul 3, și au zis, știi că Domnul nostru Ilie va fi răpit la cer? Știu, a zis el, dar tăceți. Dar de ce să tăcem, lume? Deci Dumnezeu face un lucru spectaculos. Tăiați bilete la Betel, că se aude că Ilie va fi răpit. Nu, dragii mei, noi strigăm biruință și victorie înainte ca Domnul să o facă. Vorbiți după ce este răpirea. Vorbiți după ce este biruința. Vorbiți după ce Dumnezeu va rezolva problema. Nu veniți să ne dăm rotund și mari cu lucruri din acestea și apoi Dumnezeu cu un ac așa finu să ne desufle pe toți.
Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu faceți din Dumnezeu ceva ce nu este. Vi se pare vouă că dacă noi mărturisim despre lucruri extraordinare, e mai mare Dumnezeu? Vă spun un lucru, prin minciună și neadevăr, prin exagerare, niciodată nu s-a proslăvit Dumnezeu. Dumnezeu îi plac oamenii simpli care spun, știu și eu cum este Dumnezeu, dar tăceți. Pentru că e mai bine să vorbești după ce ai reușit. Pun mâna pe card, vin la facultate, o să fii cel mai grozav. Și toți te aud și după ce trece vara și vine toamna și după ce trece toamna, tu ești tot acasă și vin toți și râde, ce faci mai că ești student, mai zis că trecem. Ați înțeles ideea? Și noi supărați după aia pe lume. Ce lume rea? O, dar ce gură proastă. Deci așa trebuie să fie în viață, să avem o tăcere a omului smerit care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Există, dragii mei, o tăcere socială și va trebui să vă obișnuiți cu ea, o tăcere a voastră, e o tăcere a tinerilor. Biblia spune în Plângeri 3:28, este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă. Păi care este acest jug? Casa ai? Nu. Serviciu ai? Nu. Păi zicea în seara asta și Ștefănel, și zicea și Cornel despre călăuzirea Duhului Sfânt ca despre o mașină. De unde mă mașină? Ați înțeles ideea? Ce mașină? Spune-o bine, Cornel. 41. Pac. Este tinerețea. Tinerețea n-are decât vise. Tinerețea n-are nimic înalt, afară de aspirații. Tinereții, pur și simplu, este specific ce? Culorile. Trebuie să umpli ceva în viață. N-ai. Asta este. E sărăcie. Aia nu ție înseamnă. E un juc. Dar tăceți. Nu vă dați mari. Am iPhone. Și ce dacă ai iPhone? Bravo, ai iPhone. Ți-ai rezolvat ecuația vieții. Bogatule. Ați înțeles? Nu. Deci ne fandosim cu niște lucruri mici când ar trebui să avem o smerenie și să avem o tăcere socială. Lasă că o să-ți vină și ție rândul să ai o casă, o să-ți vină rândul să poți vorbi și tu, dar până atunci, haideți, dragii mei, să nu facem ceea ce nu este. Te dai mare pe bani, nu-l tai. Na, deci asta este o obrăznicie socială. Ați înțeles ideea? O tăcere socială. Lasă că de-ai vorbi și tu la vremea potrivită. Parchezi și tu ceva în curtea bisericii. Ceva. Da? Bun. Îți parchezi copiii sau căruciorul. Bun. Suntem online, așa-i? Da, bun. Salut și ascultătorii noștri de la radio în seara aceasta. Domnul să vă binecuvânteze pentru această participare tăcută a voastră. Dar cum trebuie să fie tăcerea? Deci am spus în primul rând și am vorbit în această seară despre cum n-ar trebui să vorbim. Am vorbit azi voi despre tăcerea care n-ar trebui să existe în viața noastră. Știți dumneavoastră, mie mi-a fost totdeauna simpatic mutulică din Alba Cazăpata și cei 7 tipici. Dar părea așa cam blecuț. Știți? Avea așa, cam blecuț. Deci nu trebuie să fii mutulică în viață, dar nici nu trebuie să fii logoreic. Asta contează mult. Haideți să vă spun un lucru, dragii mei. Tăcerea noastră trebuie să fie o tăcere de tip Maria. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Maria a venit acolo unde era Domnul Iisus Hristos, avea un vas de alabastru, în el era un nard curat, un mir curat, și la un moment dat, când a început ea să vină, tot s-a prins de ce vrea să facă ea. Ea vrea să ungă pe Domnul Iisus Hristos, vrea să ungă picioarele și capul Domnului Iisus Hristos, și în momentul acela, ucenicii s-au uitat urât la ea, s-au uitat urât la Domnul Iisus, ba încă, la un moment dat, Iuda spunea, cu banii aceștia, 300 de lei, s-ar putea da săracilor. Acolo face un comentariu, evanghelistul Ioan, spunând că nu-i păsa de săraci, era hoț, pentru că el lua ce se punea în pungă. Dar la un moment dat, Maria tace, ce faci, tac, și ce faci, tac, și ce faci, tac, și merg, și-a mers. Ăla un pungea din stânga, ăla un pungea din dreapta, i-a mergeat un an, ce faci? Mă duc spre Iisus, mă duc spre Iisus. Și oamenii ce-a făcut? A spart vasul. A spart vasul și în momentul în care a spart vasul, toată acea discuție a încetat. Pentru că mireasma aia frumoasă, până și pe ăștia de erau supărați, i-a potolit. Pentru că va trebui în viață să ai o tăcere de tip vas care se sparge. Și va trebui să-ți dai mireasma de viață către viață. Nu poți câștiga viața numai cu vorbe. Va trebui să-ți dai o mireasmă de viață către viață. Și va trebui ca în prezența ta să miroase a trandafiri, să miroase a ce vreți voi și vă place vouă, să miroase a flori. Nu altceva. Și va trebui ca sufletele noastre să învețe, să-și tragă puterea din Dumnezeu, să fie senine. Când stă cineva în prezența ta, să nu se mai deschidească, spunea, mă, ce super glu ai tu, mă, că nu mai pot pleca acasă.
Deci va trebui să ai o tăcere de tip Maria, o tăcere a unui suflet care a ales să aducă o mireasmă de viață către viață, că destul, destul pe pământul acesta din nefericire. Oamenii sunt așa cum sunt. Va trebui să ai o tăcere de tip Lazar. Îl iubesc pe Lazar. Îl iubesc pe Lazar. Știți câte, câte versete sunt scrise despre Lazar? Știți câte cuvinte ne-a lăsat Lazar? Cine știe câte cuvinte ne-a lăsat Lazar? Zero! Niciun cuvânt! Uite despre Lazar. Lazar nu e trecut în Biblie cu niciun cuvânt, niciun citat. Niciodată nu spune că ar fi zis ceva Lazar. Lazar era șeful casei lui. Marta, o grămadă de cuvinte. Maria, și ea pe aici, pe acolo, mai vorbește. Lazar, o vorbă. Nu l-a auzit nici tăcând. Tăcând a venit, tăcând s-a dus. Și interesant lucrul ăsta. Lazar ajunge inamicul public numărul 2 al Israelului. Că numărul 1 era luat de Iisus. Ajunge inamicul public numărul 2. Și am să vă dau argumentul biblic, să nu credeți că inventez. Spune Biblia, dragii mei, Ioan 12, că oamenii nu mai credeau doar din pricina lui Hristos, ci credeau din pricina lui Lazar care înviase. Și spune că s-au hotărât arhierei să îl omoare. Pentru că el a înviat și de acum încolo, cel care era înviat a spus așa. Ce predică ai tu, Lazar? Niciunul, zice el. Câte cuvinte spui tu, Lazar? Niciunul. Dar ce spui tu? Am fost mort și acum sunt viu. Am fost în mormânt și acum nu mai sunt. M-a scos Iisus Hristos din lațul morții. Și am coborât din adânc și am venit la porunca Lui. Suficient să fii viu pentru Hristos. O trebuie să-ți faci, să faci declarații găunoase, exagerate în viață. Fii un om care să dovedești învierea Domnului Iisus Hristos. Noi zicem să spui Hristos a înviat. Eu, mi se pare plăunasic, vă spun, eu cu greu, mă ierte Domnul, cu greu mă motivez să cânt Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, cu greu. De ce? Nu-i zi, nu-i ceas, nu-i moment să nu fie viu în inima mea. Nu este nicio săptămână lăsată de la Dumnezeu să nu-i simt prezentă. Cum să mă chinu eu să spun în ziua învierii că El este viu? Nu mă pot. Poate că alții se pot emoționa, poate că alții se pot capacita. Eu nu simt același lucru, pentru că eu știu un lucru. Viu este Iisus Hristos în vecii vecii. Ai ieșit din mormânt. Dacă ai ieșit din mormânt, atunci e suficient. Vei avea cea mai bună predică a vieții tale. Și aș vrea să închei în seara aceasta spunându-vă ultimul lucru. Aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, că mai este o tăcere pe care va trebui să o învățăm. Andrei, să mă ajut un pic. Așa. Există o tăcere de tip Iisus, cea mai valoroasă. Trebuie să vă spun un lucru, că suntem o săptămână mare. Mai întâi de toate, Domnul Iisus Hristos a fost luat și dus în fața Sinedriului. Și au sărit la el și au pus felurite întrebări, care de care mărșinitoare. Și Domnul Iisus Hristos a tăcut. Și a zis, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus Hristos a zis, eu nu vreau să vă răspund întrebarea asta. Pentru că întrebarea aceasta n-are un răspuns în cuvinte. Întrebați orbii și șchiopi. Întrebați leproși. Întrebați-l pe fiul văduvei din Nain. Întrebați-l pe Lazar și pe fiica lui Iair. Întrebați flămânzii de pe munte care au mâncat. Eu nu vreau să vă mai dau un răspuns cu vorbe. Că m-am săturat, nu mai convinge pe nimeni. Deci priviți la ce am făcut. Și dați-vă voi răspunsul privind la ce am făcut. Pentru că există în viață o tăcere extraordinară. Tăcerea zilei de ieri, când ai făcut ceva cu viața ta. Tăcerea săptămânii care ai trecut și îți face cinci. Și așa am băgat de seamă că oamenii se argumentează cu disperare tocmai fiindcă ziua de ieri îi osândește. Dar să știți, iubiții Domnului, că oglinda are și un lucru bun. Te uiți în oglindă și spui, am trăit-o bine. Nu știu, mă uit la tine, omule, și îmi dau seama că ceva nu merge bine. Nu putem să ne transformăm subit în a fi copii de Dumnezeu la una, două cântări și rugăciuni. Va trebui să vii cu încărcătura vieții pe care ai trăit. Și va trebui ca să taci în ziua cea grea, fiindcă ziua de ieri mărturisește despre tine și spune, el cu adevărat a fost un copil de Dumnezeu. N-ai zi de ieri, ai numai vorbe astăzi. Ascultați-mă. Am auzit mulți oameni care s-au argumentat și iertați-mă că vă spun, am auzit multe amurele. Știți de ce? Mulțimea cuvintelor fără rost ascunde o viață care n-a avut un el solid cu Dumnezeu. Atât de multe vorbe.
De ce? Pentru că de fapt nu trăiești cu Dumnezeu, asta este. Pentru că dacă ai trăit, spune, dar e acolo, Dumnezeu e acolo, că ieri a fost acolo, eu am făcut ce a trebuit. Domnul Iisus Hristos a fost în fața lui Irod. A văzut Irod, am citit textul și a plecat mâinile, a zis, în sfârșit, zice, voi vedea și o minune. Și Iisus Hristos spune că nu i-a zis niciun cuvânt. De ce? Credința nu-i spectacol. Veniți la El. Pot să las un pian să cânte, dar nu o fac pentru spectacol. Puteți să aplaudați din când în când și să bateți din palme, dar nu ca la un spectacol, ci ca la o exprimare lăuntrică a unei credințe care este vie. Pentru că Dumnezeul nostru a trecut în fața lui Roș și a zis, urăsc spectacolul, urăsc lucrurile regizate. N-am nevoie de ele. Dumnezeul nostru este simplitate și naturaleță. Puteți fi voi înșivă. N-am nicio problemă în faptul că din când în când, poate într-o explozie de bucurie, faceți lucrul acesta. Dar să-L faceți pentru că El în voi. S-a dus Domnul Iisus Hristos în fața lui Pilat. Și Pilat s-a uitat la el și a spus, mie nu-mi răspunzi. Nu știi că eu am puterea, zice, să te dau morți. Și Iisus Hristos nu i-a dat răspuns la întrebarea lui, ce este adevărul? Domnul Iisus Hristos a trecut și a zis, credința nu e o filozofie. Credința nu e să discuți. Credința nu e să tot stai cu Biblia în mână, să dai tu răspunsul și să fii năucit și să năucești pe alții și să te cerți și tot să găsești fel de fel de lucruri în Biblie și să mai duci, mai spui, bă, bă, ai auzit-o? Credința nu e așa, un fel de răspuns ieftin la o întrebare care nu și are sensul. Cu adevărul în față, tu nu vezi adevărul. Dar nu-i Dumnezeul nostru, Dumnezeu care a pus florile în pom? Nu-i Dumnezeul nostru, Dumnezeu aerului pe care îl respiri? Tu ești filozof. Coborâm, ar trebui să coborâm și tăcerea aceasta să o lăsăm să pună stăpânie pe noi. Pentru că de cele mai multe ori suntem filozofi și uităm lucrurile simple. Lucrurile simple înseamnă mulțumește Dumnezeu că ai o pereche de dinți cu care să mănânci în seara asta. Mulțumește Dumnezeu că ai ochi cu care să vezi. Mulțumește Dumnezeu că ai mâini cu care să apuci și picioare cu care să mergi. Nu fi filozof. E un om simplu care iubește pe Dumnezeu și coboară lucrurile simple. Și spune Domnului, îți mulțumesc că stau pe o bancă, într-o biserică, în marți, într-o săptămână mare și îți mulțumesc că am lângă mine un băiat pe care îl iubesc și îți mulțumesc că am în seara aceasta oameni scumpi la care să mă uit și îți mulțumesc că am o mamă și îți mulțumesc că am un tată. Nu fiți filozofi! Fiți simpli în viața de credință. Mulțumesc, Domnule, că ai un cer în care te vei duce. Mulțumesc, Domnule, că mai ai o inimă în piept care bate. Mulțumesc, Domnule, că ai o biserică în care să te păsești și mințesc că rău. Nu fiți filozofi! A trecut Iisus Hristos pentru că credința nu e o filozofie. Și în fața mulțimii, Domnul Iisus Hristos, în fața mulțimii, când l-au scos și a zis, iată, regele vostru, ece omo, l-au scos bătut cu coroana de spini. Iisus Hristos, în fața mulțimii, a tăcut. Nu s-a plâns, nu s-a jelit, n-au zis, uite ce mi-au făcut. Pentru că Domnul Iisus Hristos a tăcut pentru că avea să vorbească, avea să vorbească în ceasurile următoare. Ciudat, în fața Sinedriului a tăcut și a zis, ziua de ieri mărturisește ce am făcut eu și cum am trăit. Și în fața mulțimii a tăcut pentru că ziua de mâine și ceasurile care aveau să urmeze aveau să fie ultimul lui mod de a vorbi. Ce faci, Hristoase? Mă duc la cruci și o să mai vorbesc o singură dată la cruci ca să vă spun că vă iubesc și că iubirea mea e până la capăt și că nu dezertez și că am venit cu o țintă și cu un scop și chiar dacă nimeni nu mă înțelege, chiar dacă strigați și chiar dacă vă răstiți și chiar dacă spuneți cuvintele grele, eu sunt Dumnezeu care a venit să vă mântuiesc și nu abdic de la ținta și de la scopul meu și nu mă las și nu las misiunea pentru care m-a trimis Tatăl. Voi vorbi cu ziua de mâine, voi vorbi cu ceasul următor, voi vorbi cu clipa care urmează, voi vorbi cu ceea ce îi promit lui Dumnezeu în seara asta că fac. Voi vorbi. Voi vorbi cu Golgota, pentru că Golgota înseamnă lepădare și renunțare de sine. Golgota înseamnă să te uiți pe tine ca să trăiești pentru alții, ca să-și aducă într-un târziu Dumnezeu aminte de tine. Aș vrea seara aceasta, iubiții Domnului Scuol, să vă spun un lucru. O femeie a alimentat la o stație Petre. A intrat în mașină și când să plece, a văzut cu un tir din spate, care lua o care distanță, vine spre ea. Femeia de spaimă a demarat și dus tirul după ea. După ea tirul.
Când a văzut accelerat, a zis, băi, ce tirul îi făcea cu farurile, să oprească. Femeia s-a speriat, gata forța, a călcat accelerația la maxim. Mai să iasă de pe șosea din cauza vitezei, speriată, tremura, zice, bun, lumea să știți cum e lumea asta. Tot felul de gânduri îți face. La un moment dat a văzut în apropiere, scria că este un motel care urmează a accelera puternic cât a putut, a tras în fața motelului, a lăsat portiera deschisă, a fugit cât a putut și a strigat la recepție, zice, deschideți că mă omoară. Tirul a parcat în spatele ei, s-a dus repede, direct la portbagaj. A deschis portbagajul și a înhățat un tânăr care s-a ascunsese în portbagaj cu gând ca mai apoi să jefuiască femeia. Era nu știu câta victimă. Omul care a stat în spate a văzut toată scena când s-a băgat în portbagaj și a venit după femeie ca nu cumva omul acela să o omoare pentru niște bani. Femeia când și-a dat seama că de fapt omul care o urmărea era binefăcătorul vieții ei, cu lacrimi în ochi a mulțumit și l-a îmbrățișat. De o vreme de cam fugărește Dumnezeu. Și tu fugi și fugi. Și alergi, crezând că de fapt Dumnezeu îți vrea rău și nu știi că îl car pe satana cu tine în portbagaj și că într-o zi va ieși afară și îți va înfige un buzit în spate. Dar ar fi bine în seara aceasta. Și ar fi bine în seara aceasta să ne hotărâm să vorbim și noi cu viața, cu fapte. Să ne cerem iertare pentru zilele risipite. Să ne cerem iertare pentru timpul risipit. Să ne întoarcem toată inima la Dumnezeu să spunem, Doamne, Tu nu mă fugărești ca să ne iei. Vii tu cu mine ca să mă păsește ceva. Mulțumesc, Tatăl în Cer, pentru că Tu ești bun și sunt nervică. Nu m-a învățat nimeni să vorbesc. Dar vorbesc. Și mă tem, Doamne, Dumnezeul nostru, că este un torent de vorbe. Este o avalanșă de cuvinte nefolositoare în timpul nostru. Pentru că, Doamne, vrem să mascăm ceea ce, de fapt, nu avem. Și nu avem, Doamne, fapte. Pentru că dacă viața noastră ar fi o viață bună, n-am mai simțit nevoia să ne argumentăm într-un mod atât de patetic și ieftin. Doamne, Dumnezeu meu, ai tăcut pentru că Tu ești majestatea Ta, Regele. Ai tăcut pentru că avea cine să vorbească. Ai tăcut pentru că știai ce ai de făcut. Și știai că vei mai vorbi prin cruce odată. Astăzi mă rog, Doamne, Dumnezeul meu, să mă ajut să renunț la tăcerile vinovate. Amin. Să nu fiu mut dacă trebuie să vorbesc, dar nici să vorbesc dacă trebuie să tac. Când te ridici Tu, ce aș mai putea spune? Când cobori Tu, Doamne, ce aș mai putea spune? Și când vii lângă mine și îți lași mâna Ta cea bună peste mine, ce cuvinte, Doamne, ar mai putea să te reprezinte pe Tine? De aceea, în seara aceasta, Doamne, Te rog în numele Domnului Iisus, Tată, învață-ne să tăcem, pentru că vrem să vorbim într-un alt fel. Vrem să facem pauză între cuvinte, ca să ne auzim mai bine. Vrem să facem pauză în vorbire ca să privim mai bine pe cel de lângă noi. Vrem să facem pauză între cuvinte ca să putem simți, Doamne, și să avem pentru cel din fața noastră un sentiment, nu o indiferență. Iisuse Hristoase, nu mai vreau să folosesc multe cuvinte, Doamne, ajută-mă să vorbesc cu mâinile, să vorbesc cu picioarele, să vorbesc cu fapta, Doamne, ajută-mă să vorbesc cu adevărul, ajută-mă să trăiesc, să fiu roditor, Doamne, să aduc o mireasmă de viață către viață, să vorbesc prin învierea pe care Tu ai făcut-o în sufletului meu, că nu mai merg unde am mers, că nu mai sunt unde am fost, că nu mai îmi place ceea ce mi-a plăcut, că nu mai iubesc ceea ce nu trebuie iubit, că Te iubesc pe Tine, Doamne, și iubesc lucrurile Tale, și iubesc Biblia, și iubesc rugăciunea, și iubesc frații, și iubesc biserica, Doamne. Învață-ne, Doamne, să tăcem, pentru că avem un plan. Și învață-ne să așteptăm în tăcere ajutorul Tău, că va veni și nu va zbura. Tac pentru că știu cine este Dumnezeul în care m-am încrezut. Și va vorbi vindecarea pe care o aștept. Și va vorbi eliberarea pe care mi-o dă Domnul. Și va vorbi rugăciunea ascultată. N-am nevoie să zic nimic nimănui, pentru că Dumnezeul meu este viu. Cumpărătorul meu este viu.
și mă va mântui și mă dai izbăvire. Îți mulțumesc, Hristoase! Îți mulțumesc că demnitatea pe care ne-ai arătat-o, Doamne, ne înveți să tăcem, Doamne. Învață-ne să fim demni. Să nu coborâm la nivelul unor oameni, Doamne, care se ceartă pe vorbe fără de sens. Să nu devenim niște oameni ca în uliță sau în piață, vorbind și iar vorbind. Doamne, dă-ne sevă, substanță, adâncime, ancorează-ne în Hristos. Zidește-ne pe stânca numită Hristos. Și învață-ne, Doamne, Dumnezeul meu, să vorbim altfel. Cine vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Amin. Cuvintele să fie drese cu sare. Cuvinte de zidire, nu de dărâmare, nu de smulgere. Învață-ne, Doamne, Dumnezeul meu, să fim mai doritori să vorbim cu fapta și cu adevărul. Și învață-ne, Doamne, că atunci când rostim numele Tău, să ne depărtăm de fără de lege. Să nu suntem într-o muțenie vinovată. Ne frige inima în noi, pentru că ziua de ieri ne osândește. Ne condamnă, Doamne, viața trăită până acum, pentru că e zadarnică. Ce-am adunat eu pentru Tine, Doamne? Ce m-a ajuns să fiu? Mă simt o tufă uscată. Nu mă simt un pom roditor. Mă simt un ciuline bătut de vânt și aruncat încolo și încoace. Doamne, mă usuc. Toarnă apă binecuvântată. Lasă așa cum Te-am rugat ploaia binecuvântării Tale, că suntem sleiți de putere, Doamne. Doamne, ne-am descărcat pentru că am vorbit prea mult și fără sens. Ajută-ne, Doamne, să tăcem și să putem, Doamne, să prindem putere duhovnicească, mărire lui Iisus Hristos. Seara aceasta vreau să stau de vorbă cu Tine, Doamne. În fața Ta nu există risipă de cuvinte. În fața Ta, Doamne, tăcerile sunt vinovate. În fața Ta, lipsa rugăciunii este vinovată. În fața Ta, lipsa cuvântului și a citirii Lui e vinovată. În fața Ta nu există risipe de vorbe. În fața oamenilor există risipe. De aceea vreau să vorbesc cu Tine și să spun în seara aceasta, Hristoase Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, îți mulțumesc pentru ce ai făcut în viața noastră. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul meu, că avem o săptămână mare ca să nu rămânem mici. Îți mulțumesc că zilele acestea, Doamne, ne-ai dat o memorie binecuvântată să mergem pe urmele Tale. Și mă înveți, Doamne, Dumnezeu, într-o zi ca aceasta să n-aștept biciul cuvintelor Tale și să mă proștem la picioarele Tale să spun, Doamne, mă mărturisesc, nu mai tacă, mi se usucă oasele și mi se duce plaga. Stăm în prezența Domnului. Să te rogi să stai de vorbă cu sufletul Tău. Să stai de vorbă cu Dumnezeu care L-a făcut. Să stai de vorbă cu Iisus Hristos, Mântuitorul, să te curățești, să te lepezi de rău, să te îndrepți cu fața spre El, să-i spui, Doamne, m-am săturat, învață-mă, Doamne, să tac, ca mai apoi să pot vorbi altfel, într-un mod diferit.